Ne-am întors la Ecom Team 2021, The New Normal in E-commerce. Urmează panelul How is E-commerce Changing the Logistic Industry? Aș dori să-i prezint pentru început pe speakerii care sunt aici pe scenă lângă mine și avem și un speaker care a intrat via Zoom. Să vorbesc despre, lângă mine se află Adrian Mihai, Chief Executive Officer în cadrul Fan Courier. Sunt Ziana Parthan, Managing Director pe Train România și Mircea Stanco, founder și CEO Postis. Salutări, Mircea! Și iar pe Zoom îl avem pe Laurențiu Furtună, Director of E-commerce and Digital Ocean Retail România. Vă mulțumesc că ați venit aici și că participați la această conferință. Noi vă mulțumim pentru invitație și aș spune că, da, sunt bucuros că sunt aici, dar aș fi preferat o întâlnire cum erau, nu anul trecut, cred că cu 2 ani, 2019, cu prezență, da. Cu oameni mulți, cu strângeri de mână, cu exact mie atmosfera. Mie mi-e doar de partiu din prima seară. Mie de partiu la mine, dar sincer. Deci chiar îmi lipsește atmosfera aia de acolo care mă încărca mult mai mult față de, să spunem, ce facem acum. Sper să revenim cât mai curând. Da, poate la anul o vom reuși să o facem la fel cum. Aș dori să încep discuția cu dumneavoastră și care sunt cele mai importante schimbări pe care le-a adus creșterea accelerată a e-commerce-ului impulsionată de pandemie asupra serviciilor pe care le oferiți. Da. Pandemia pentru noi a început într-un mod destul de ciudat. În momentul când a intervenit acel lockdown, am avut primele 10 zile, cred că aproape 2 săptămâni, o scădere dramatică a numărului de expediții. Chiar împreună cu partenerii mei ne-am întâlnit, ce facem, hai să vedem, dăm concedii, reducem numărul de oameni, exact ce faci atunci când ești pe o scădere masivă. Și apoi, dintr-o dată, explozie, un număr de expediții, aș spune, comparabil cu BF, iar BF-ul noi îl pregătim cu luni înainte, cu subcontractori, cu negocieri, cu clienții noștri mari, în așa fel încât să fim pregătiți pentru acele volume. Au venit niște volume pentru care noi nu eram pregătiți și a trebuit să facem față. Schimbările au fost destul de mare, în sensul că dacă noi livram cu anumită densitate în orașe, în momentul când majoritatea celor care lucrau la birouri au lucrat de acasă, unii dintre ei au rămas în oraș, unii dintre ei s-au dus în zona rurală și atunci densitatea n-a mai fost aceeași. Noi a trebuit să alergăm mai mulți kilometri pentru a livra un colet față de cum livram înainte de pandemie. Și lucrul ăsta s-a văzut în kilometri parcurs lunar. Avem noi niște lunari, ne uităm pe niște parametri și am văzut că au crescut destul de mult. În același timp a scăzut media coletelor transportate prin noi. Deci de la un 7,6-7,5 ne-am dus undeva, cred că undeva pe la în jur de 5. Deci au fost colete mai multe, mai mici și spre zona rurală ca și împărțire. Dar am avut și, spunem, acestea au fost la dezavantaje. La avantaje a fost că am avut niște străzi pe care am circulat liber. Curierii noștri s-au simțit în acea perioadă destul de mândri, aș spune, și destul de ca un job foarte important. Asta au simțit ei. Erau pe stradă curierii, polițiștii, cei de la SMURT, de la cu salvările și ce mai era atunci, și cam atât. A fost o situație interesantă, plus altă schimbare a fost, mai ales în perioada respectivă, cât de greu ne găseam măștile, cât de greu ne găseam dezinfectanții, mănușile și așa mai departe, plus a fost o teamă extraordinară de a te întâlni cu curierul în perioada respectivă. Și acea teamă de a te întâlni cu curierul, noi am simțit-o instant, pentru că am avut clienți care au spus, stai așa, unde vii tu curier? Păi locuiți la etajul 1, stai acolo jos, a coborât o sfoară, leagă coletul și livrează-mi-l. Deci chiar am avut situații. Am văzut și o situație de genul, chiar am văzut și o situație de genul. Da, lumea a reacționat diferit fiecare și atunci a trebuit să găsim soluții pentru a putea să-i liniștim. Și am avut atunci o întâlnire internă și am spus, trebuie să livrăm diferit, trebuie să reușim să luăm confirmările diferit și am avut un proiect contactless, l-am numit noi, deci livrare fără semnătură, fără cum făceam înainte,
Și chiar a fost pentru mine o surpriză plăcută. Am reușit în câteva zile un proiect care altfel ar fi durat poate o lună jumate, două. Cred că aveau nevoie de o săptămână până să se întâlnească IT-ul cu logistica, să-și stabilească întâlnirea. Și poate nu era nici cererea atât de mare pentru un astfel de serviciu. Și ca da, să fie, nici nu era da, ca să fie dorință. De joi și luni l-am avut pus în practică. A fost, cred că, proiectul pus cel mai repede în practică. Acele tendințe de a se duce în zona rurală, cei care lucrau de acasă au rămas, s-au mai întors o parte din ei, dar față de... Deci nu mai avem aceeași medie care o aveam înainte de pandemie, aceeași medie mică la livrarea unei expediții. A rămas destul de sus pentru că au rămas unii să lucreze de acasă, s-au întors la birou doar o mică parte. Cred că piața noastră e într-o continuă schimbare și dacă cineva așteaptă să se întoarcă acolo unde a fost, cred că așteaptă degeaba, nu se va mai întoarce niciodată. Schimbările au fost făcute, vor continua să avem schimbări și piața se va schimba. Confirm pe partea cu oamenii mutați la țară, pentru că sunt un mare fan al grupului Orășeni Mutați la Țară pe Facebook, care a înregistrat explozie incredibilă în ultimii ani și oamenii par foarte fericiți de această decizie de a se muta la țară. Da. Și e clar că asta că vor continua să rămână o parte dintre ei acolo. Ziana, cum ați caracteriza voi evoluția din ultimele 12 luni a pieței spațiilor industriale și de logistică din România și cum arată aceasta în comparație cu evoluția de pe celelalte piețe pe care sunteți prezenți? Mulțumesc din nou pentru invitație, mă bucur să mă aflu aici, după 6 luni de la ediția anterioară. Ediția anterioară. Cum au fost ultimele 12 luni, cum a fost anul 2020 per total, a fost mult mai bun decât ne așteptam acum un an de zile. Perspectivele la începutul pandemiei nu erau atât de bucurătoare, erau clar destul de multe emoții în industrie, numai că, din fericire, lucrurile au evoluat pozitiv pentru piața de spații de depozitare și chiar dacă ne uităm la cifre, a fost un an record din perspectiva cererii. Conform datelor celor de la CBRE, cererea anul trecut a fost undeva peste 900.000 de metri pătrați, vorbim aici de spațiile de leasing închiriate, spațiile de depozitare închiriate, din acestea cam 660.000 au fost în București. Noi ne bucurăm că anul trecut l-am încheiat cu un total de spații închiriate de 220.000 de metri pătrați, deci iată am reușit să acoperim cam o treime din totalul spațiilor închiriate în cadrul în zona Bucureștiului. Dacă ne uităm și la partea de livrări, s-au livrat peste 500.000 de metri pătrați de spații noi de depozitare, stocul a ajuns undeva la peste 5,1 milioane de metri pătrați, deci a fost o creștere cam de 12,5%. Toate cifre foarte bune, având în vedere provocările pe care le-am avut în 2020. Dacă ne uităm comparat și cu alte țări, țări în care este și P3 prezentă, clar, peste tot, segmentul de logistică și industrial a fost unul dintre segmentele de real estate care au funcționat cel mai bine. Au fost în unele țări scăderi pe partea de cerere, în alte țări creșteri, dar în general a fost o cerere robustă care s-a menținut și toți și celelalte birouri ale P3-ului au raportat rezultate pozitive. Noi ne-am atins toate targeturile anul trecut, deci din perspectiva noastră a fost un an bun. Aș vrea să fim un pic echilibrați, pentru că provocările au existat și dacă ne uităm din perspectiva chiriașilor noștri, au fost într-adevăr chiriași care au avut de câștigat de pe urma pandemiei și aici sigur vorbim despre chiar subiectul discuției noastre și anume piața de e-commerce, dar am avut și clienți chiriași care au avut de suferit de pe urma pandemiei și efectelor acestora și provocările nu au încetat. Provocările încă există, mai ales dacă ne uităm pe lanțul logistic, care
a suferit diverse probleme de-a lungul anului trecut și iată în continuare mai sunt probleme care impactează fie din punct de vedere al timpului de livrare, fie din punct de vedere al costului activitatea chiriașilor noștri. Aici vorbesc de, spre exemplu, de costul containerelor, transportul din China până în România, care în ultimele 3 luni de zile a fost de 5 ori mai mare decât era anul trecut. Deci, anumite probleme, anumite provocări care încă dau bătăi de cap industriei chiriașilor. Da, și afectează. Acum, dacă ne uităm dintr-o altă perspectivă, și anume ce... Scuze. Blocarea canalului Suez a avut vreo... S-a văzut ceva? În discuții era un subiect foarte aprins în discuțiile cu chiriașii, nu știu însă să fi fost niște efecte directe. N-am auzit pentru chiriașii noștri, da, sunt convinsă că pentru anumite categorii au fost. Dar iată, un alt eveniment neașteptat. Ca să schimbăm un pic perspectiva, dacă ne uităm din perspectivă investițională, cred că aici putem spune fără echivoc că pandemia a adus un avantaj pieței de spații industriale și logistice, pentru că investitorii, unii dintre ei care se uitau mai mult la zona de office sau la zona de retail, au început să se concentreze din ce în ce mai mult pe acest segment de piață și vedem și din discuțiile pe care le avem cu diversi agenți și din ce se întâmplă și în interiorul P3-ului, o creștere a interesului și a sumelor de bani alocate către piața de industrial și logistică. Cred că problema de fapt acum, din perspectiva investițională, este lipsa de produse și nu lipsa de fonduri, de bani care s-ar duce spre achiziții de spații industriale și logistice. La nivelul P3-ului pot să menționez că și din perspectiva aceasta de achiziții, 2020 a fost un an extraordinar. Am închis 2 tranzacții foarte mari, 2 achiziții în vestul Europei, în total 1.500.000 de metri pătrați, lucru care coroborat cu cei 600.000 de metri pătrați pe care i-am dezvoltat în țările în care suntem prezenți, ne-a dus portofoliul la 6,5 milioane de metri pătrați. Deci am crescut cam cu 48% portofoliul P3-ului în toată Europa. Am înțeles, mulțumesc. Foarte multe cifre interesante și o evoluție, o evoluție la care mă gândesc că nu vă așteptați să fie când a început lockdown-ul anul trecut. Nu cred. Asta și spuneam, da. Erau mult mai multe temeri în aer, da. Acum un an de zile, dacă discutam acum un an de zile, lucrurile au evoluat favorabil, dar provocările nu s-au terminat. Nu s-au terminat. Mircea, spune-ne, te rog frumos, cum a evoluat pentru voi, pentru portofoliul de clienți al Postis, cum a evoluat acesta în ultimul an și eram curios dacă ați ajuns, pentru că am vorbit și mai devreme despre un val de noi jucători în piață, dacă ați ajuns la o diversitate a portofoliului la care nu vă așteptați la începutul anului trecut. În primul rând, mulțumesc pentru invitație și eu mă bucur să fim în varianta asta, să zicem, hibridă, măcar. Adică dacă acum 6 luni de zile sau 9 luni de zile era doar varianta pur online, acum varianta asta hibridă ne dă speranțe că cât de curând vom ajunge și la o variantă de revenit, ceea ce era înainte de pandemie. Pentru că, într-adevăr, un eveniment de genul ăsta, fără public, nu prea are, în fine, farmec. Pe lângă petrecerile diferite, da. Și alte chestii interesante. Acum, întorcându-mă la întrebarea ta, o să încerc să răspund punctual la cele 2 părți ale întrebării. Vis-a-vis de portofoliul de clienți, evident, zona în care ne aflăm noi a beneficiat de un boost dat de pandemie și noi am reușit anul trecut să ne dublăm portofoliul de clienți, ceea ce e un pic... nesperat era la începutul anului. La fel ca și colegii de la FAN, și noi am văzut, în fine, o primă ezitare la jumătatea lunii martie, din perspectiva clienților, și cred că aici s-a instalat o panică generală. Lumea nu știa cum să reacționeze, dar imediat în aprilie și-au revenit și au
a avut un apetit mai mare. Din acest motiv ne-am reușit să ne dublăm numărul de clienți din portofoliu. Acum, vis-a-vis de diversitate sau, în fine, de diversificarea portofoliului de clienți, cred că, nu știu dacă s-a spus în prima parte, dar e clar că, per total, zona de e-commerce a crescut destul de bine, numai că, evident, ca în orice situație de criză sau, în fine, situație specială, sunt domenii verticale care au fost avantajate și domenii care au fost dezavantajate. Da, câștigători și pierzători. Da. Din acest motiv au fost clienți existenți care au crescut și au crescut foarte bine, cu mult peste media de 30% e-commerce. Sunt unii care au scăzut și, evident, au apărut niște jucători noi. Iar din zona de jucători care dau un pic, sau, în fine, întregesc partea asta de diversitate a jucătorilor din e-commerce, sunt câteva categorii care fie ezitau, fie nu erau hotărâți să intre în piață. Și cred că una dintre categoriile pentru, din care avem și un reprezentant este zona asta de FMCG. Adică zona de FMCG, în continuare, componenta dominantă din zona de comerț este comerțul fizic, retail-ul clasic, dar în pandemie, cumva nevoiți, au trebuit să intre și în zona asta de online. Și evident și aici sunt două momente vis-a-vis de trenduri. În perioada de lockdown a fost o cerere, în fine, exponențială pentru ce înseamnă, să zicem, FMCG, home and deco și alte domenii, sau, în fine, produsele de strictă necesitate. După lockdown au coborât un pic volumele, dar au rămas în piață și probabil că sunt și domeniile verticalele, industriile care vor avea o creștere foarte mare în următorii ani. Da. Și e de urmărit ce se va întâmpla și cu relaxarea restricțiilor și cum va fi un boom pe anumite verticale care au avut scăderi anul trecut. Chiar se vorbește despre... A fost interesant faptul că se punea accent în discuția asta pe educația financiară. Ok, o să revină, o să se relaxeze restricțiile, să nu dăm buluc, să cheltuim toți banii pe care i-am strâns în anul anterior. Era o discuție pentru consumatori. Eu zic că ar fi bine să-i cheltui. Banii trebuie să cifre. Da, adevărat, din perspectiva asta, da. E un punct de vedere bun. Aș merge către Laurențiu Furtună și aș dori să văd și din perspectiva retailerului cum ce schimbări a adus în ceea ce privește concentrarea voastră pe zona de e-commerce. Ce schimbări au adus aceste ultimele 12 luni? În primul rând, mulțumim pentru invitație și profit de ocazie să-i salut virtual pe colegii și partenerii din platou. Da, pentru Auchan putem spune că valul pandemic sau Crăciunul din martie 2020, cum i-am mai spus noi, a fost un boom care a influențat în mod pozitiv și direct decizia noastră de a dezvolta rapid zona de e-commerce. Practic, noi în 2019 eram într-o zonă de testare și livram național o gamă de produse non-alimentare. Aveam câteva teste pe București pentru livrarea de produse proaspete și încercam să înțelegem și să dezvoltăm cât mai bine serviciile de online pentru clienți. Practic, ce s-a întâmplat în martie a fost o decizie rapidă de a accelera și într-o lună am reușit să punem la punct operațional și din punct de vedere parteneriate o întreagă strategie operațională care ne-a permis să livrăm în toate cele 18 orașe și, bineînțeles, localitățile înconjurătoare o gamă de peste 25.000 de produse cu un accent pe zona de FMCG și produse proaspete. O promisiune destul de ambițioasă pe care am avut-o, însă ea a fost susținută pe de o parte de prezența fizică a magazinelor noastre și de echipele din magazine care s-au implicat activ în zona de e-commerce. Colegii noștri, lucrători comerciali și caserii au devenit peste noapte picări, au învățat o meserie nouă, iar am crezut că au fost o serie de provocări în a face această trecere, mă gândesc. Da, a fost un impact destul de mare, atât din punct de vedere operațional, cât și din punct de vedere organizare. Însă zicem noi că am răspuns pozitiv pentru clienți și am reușit să facem față cu brio livrărilor din următoarele 6 luni. Practic a fost un impact destul de ridicat pe zona de online. Clienții s-au orientat rapid pe partea asta.
și am reușit să răspundem în mod corect cu la așteptările lor, iar astăzi ne bucurăm să spunem că avem un e-commerce implementat în toată rețeaua noastră și deja dezvoltăm și mergem mai departe către alte formate sau către alte zone de servicii digitale. Anul trecut aveam doar platforma Oșan.ro. Până la sfârșitul anului am reușit să punem la punct să lansăm o aplicație mobilă Oșan, unde clienții noștri găsesc serviciile de online și produsele pe care le comercializăm. Și cum a fost primită de către clienții această aplicație? Foarte pozitiv. Noi mai spunem hipermarketul din buzunarul tău, îi spunem în intern. Practic, prin aplicația mobilă ai acces la rețeaua celor 33 de hipermarketuri, la gamele de produse din hipermarket și la toate serviciile asociate e-commerce-ului. Partea de click and collect sau ridicare din magazin, partea de livrare la domiciliu și un nou serviciu pe care l-am lansat la sfârșitul anului trecut, tot influențat oarecum de pandemie și de cererile clienților, un drive în parcarea magazinelor. Comanzi în aplicația noastră și vii și ridici comenzile din parcare în maxim 2 ore de la lansarea comenzii. Un serviciu, zic eu, foarte rapid, simplu de utilizat și sigur, cel puțin din punct de vedere impact pandemic, foarte sigur. Cumpărăturile sunt fără atingere. Dacă nu dorești, doar deschizi portbagajul și noi ne ocupăm de tot. Am înțeles. Pentru că vorbeam acum despre diverse metode de a avea acces la produsele comandate online, eram curios cum sunteți voi în prezent în ceea ce privește strategia pe lunile următoare, în ceea ce privește metodele de livrare. Adică vă așteptați să se schimbe, să se întoarcă oamenii la birou în vară? Vă așteptați să se mențină obiceiurile de consum, cele de primire a coletului de la curier, se schimbe brusc? Știu că ați menționat și la început. Da, eu cred că se vor întoarce o parte dintre ei, dar nu cred că vom ajunge să fim, refer la nivel de birouri, la fel cum eram în 2019, înainte de pandemie. Deci, e clar, lucratul de acasă va rămâne în continuare, nu știu exact procentul, dar sunt sigur că va rămâne. Deci acest fapt nu cred că e un fapt irreversibil, nu cred că se vor întoarce toți la birou. Există o diversificare a livrărilor, mă refer la last mile aici, iar noi am investit deja, avem undeva la 1000 și ceva de puncte de livrare, unde clienții pot să-și primească produsul, nu neapărat door-to-door. Deci avem o colaborare cu cei de la PayPoint, unde suntem prezenți în 1000 și ceva de puncte, putem să creștem la 3000 de puncte. Avem locări și vom continua să creștem rețeaua de locări, pentru că și locările românii încep să și le dorească, mai ales tinerii, cei care au comandat odată la un locăr rămân adepții ridicării de la locăr. Deci sunt sigur că în următoarea perioadă se vor diversifica mult partea de last mile de livrare, iar noi suntem parte a acestui proces și în funcție de nevoile clienților le vom oferi ceea ce își doresc. Cred că va crește mult și partea de food, că îl văd pe colegul de panel de la Ocean aici prezent cu noi și sunt sigur că acum suntem la un nivel destul de jos la ce înseamnă livrare food, dar sunt sigur că în următorii ani partea asta va crește, cred că, cu procentul cel mai mare, pentru că pleacă de jos. Sunt sigur că din ce în ce mai mulți români vor comanda online food. Chiar dacă acum spui, da, vreau să merg în magazin, vreau să văd merele pe care le iau, vreau să văd cartofi, vreau să-i aleg, cred că vor trece de lucrurile astea și vor începe să comande din ce în ce mai mult. Deci va exista o diversificare și pe metodele de livrare, dar și, să spunem, ponderea produselor în ce se întâmplă acum. Dacă online a început cu partea de, să spunem, produse de IT în primă fază, acum se diversifică și vedem din ce în ce mai mult, nu știu, produse pe care nu ne gândeam să le vedem online. Prima oară când am discutat cu cei care au vrut să vândă frigidere online, am spus, eu nebunie să vândă frigidere. Cine își comandă frigiderul? Frigiderul fiind un bun care îl luai, îl țineai 5, 6 ani, 10, nu știu cum era atunci perioada, îl luai, te uitai la el, cum? Nu, cred că nu îi zici, hai să merg să le fac o ofertă, dar zic, nu cred că o să comande nimeni. Și apoi a urmat explozia și nu venea să cred.
câți oameni cum comandau. Cum vă simțiți anul trecut când eu am văzut că a crescut și zona aceea de căsuțe livrate, căsuțe gen container și asta mi s-a părut wow. Da, s-au vândut produse care nimeni nu-și imagina că vor fi vândute online, începând de la mașini, de la, nu știu, lingouri de aur și alte nebunii. E clar că se vor diversifica și produsele vândute online și modalitățile de livrare. Până și BNR-ul își deschide magazin online. Deci e clar că evoluăm destul de multe. Mircea, eram conștient cum în discuțiile voastre pe care le aveți cu partenerii, cum luați deciziile în ceea ce privește opțiunile de livrare pe care să pună ei accent, având în vedere și cererile din partea clienților. Sunt mai dinamice discuțiile în ultimul timp, se văd așa schimbări, trebuie să vorbiți mai mulți cu ei, să le spuneți, băi, ok, nu mai avem livrarea la, un exemplu, nu mai avem livrarea acum la locker, îi ducem la birou sau situații de acest tip? În primul rând, cred că există o deschidere mai mare și datorată, să zicem, noilor categorii verticale care au intrat pe piață, o deschidere mai mare pentru toate opțiunile de livrare. Dacă înainte de pandemie, de departe, livrarea acasă era preponderentă, ca să nu zicem că era peste 90%, se făceau livrări, vine la un birou, da, vine la o adresă fixă, prin curier. Odată cu pandemia, a existat o cerere în creștere pentru toate opțiunile de livrare. De la livrare acasă, livrarea la, în fine, punct fix de tipul locker sau alte modalități de livrare la punct fix, livrare programată și chiar livrare în aceea zi până la nivel de livrare într-o oră. Și asta a fost cumva accelerată de tipologia de marfă care se tranzacționa, să zicem, se comercializa și de disponibilitatea opțiunilor respective, pentru că aici iar era un fel de cerc vicios, opțiunile de livrare disponibile la comercianți. Multă vreme a existat preconcepția asta că, domne, ok, degeaba pun metoda de livrare la locker, pentru că, așa cum zicea și Mihai, eu sunt în mare parte din timp, în timpul zilei la birou, primesc la birou. În pandemie, modalitatea asta s-a schimbat pentru că s-a schimbat modul de lucru al oamenilor. Preferă, de exemplu, să primească produsele la locker pentru că vrea să își ridice singur produsul când are timp. În timpul zilei, cred că știm și noi, în fine, acum poate începe să se mai dileze, dar în primele luni de pandemie erai ocupat non-stop în meeting-uri, call-uri, video-call-uri și așa mai departe. Nu puteai nici măcar să-ți aloci 5-10 minute ca să preiei un coleg de la curier. Prin urmare, prefereau, ok, livrează-mi la un locker și mă duc eu să-mi iau seara după ce am terminat toată nebunia din timpul zilei. Sau livrări rapide au avut o creștere foarte mare pentru că în perioada respectivă foarte mulți oameni au fost prinși acasă, ca să zicem așa, într-un fel sau altul și aveam nevoie de produse rapide, de la, nu știu, să schimbe cartușul de imprimantă, pentru că atunci când foloseau într-o perioadă normală imprimantă de acasă odată la o lună de zile, în perioada asta era toată familia acasă, de la copii până la părinți și trebuiau să își facă rost, nu știu, de cartuși de imprimantă sau, nu știu, s-au cumpărat foarte multe rutere pentru că nu mai aveai rutere acasă sau, în fine, n-aveai bandă suficientă ca să stăm toți oamenii. Și surpriza noastră a fost livrarea programată. Deci, inițial, când am discutat cu o parte din clienții noștri să dăm drumul la opțiunea asta de livrare programată, evident, toată lumea se gândea la produse mari, a gabarit și vreau mobila să fie livrată într-un anumit timp pentru că am nevoie de, în fine, un interval predictibil și să pot să manevrez mobila, frigiderul sau chestii de astea mari. Și am constatat că, de fapt, în realitate, în momentul în care s-a pus în funcțiune mecanismul ăsta prin care clienții își alegeau o livrare programată, au fost și foarte multe produse mici pe care nu le consideraseră sau nu le luaseră în considerare inițial pentru livrarea programată, tocmai din același motiv, pentru că comportamentul oamenilor s-a schimbat și aveau nevoie de predictibilitate. Puteau să zică, dom'le, între ora 9 și 11, dimineața, n-am nicio întâlnire, pot să primesc anumite produse pe care le comand. Inclusiv,
și mai ales, asta e o chestie de must, pe zona de food și FMCG. Vreau să primesc după ora 7 produsele de tip food și FMCG, nu vreau să primesc dimineața, de exemplu. Prin urmare, toate opțiunile de livrare au avut o creștere și, repet, disponibilitatea lor este foarte importantă pentru un comerciant. Odată ce le-au dat drumul și au fost vizibile în zona de checkout, am avut clienți care au început de la peste 95% din livrări se făceau acasă, prin curier, și în 3-4 luni de zile au ajuns la 15-20% să se facă prin metode alternative de livrare. Am înțeles. E interesant modul în care se vor așeza aceste lucruri în perioada următoare. Sânziana, aș reveni către tine și aș vrea să concretizez subiectul următor. Dacă ți-mi minte, ai menționat cumva 380.000 de metri pătrați pe care îi dețineți în apropierea Bucureștiului. Și eram curios dacă ne poți face o radiografie pe scurt a industriilor care sunt prezente, sunt prezente în parc și de asemenea m-ar interesa să știu dacă dacă încă se mai găsește nevoia de flexibilitate în rândul clienților în ceea ce privește închirierea de spații logistice sau e o caracteristică care începe să fie din ce în ce puțin mai vizibilă, dar voi să coroborăm și cu estimările de revenire la normal. În ceea ce privește componența parcului nostru, aici aș spune că 50% din clienții noștri vin din zona de retail, sunt retaileri, 35% sunt logisticieni care activează pe diverse piețe și restul de 15% vin din alte domenii, gen pharma, automotive și altele. Ca să ne uităm un pic iarăși la subiectul acestei discuții și anume e-commerce-ul, din chiriașii noștri 23% activează aproape exclusiv pe zona de e-commerce, asta este în portofoliu din România. Partea interesantă e să ne uităm și la portofoliul total al Petreiului, pentru că spuneam la ediția trecută că în momentul respectiv, acum 6 luni de zile, din portofoliul total 16% era reprezentat de clienți de e-commerce. Între timp, această cifră a urcat la 19%, deci acesta este calculul pe care l-am făcut la sfârșitul anului 2020. Și suntem convinși că din perspectiva ponderii e-commerce-ului, această cifră va continua să crească într-un mod accelerat, mai ales dacă ne uităm și la discuțiile din panelul anterior legat de perspectivele, previziunile pentru creșterea comerțului online. Nu numai creșterea comerțului online efectiv are un impact asupra acestei ponderi, ci faptul că comerțul online are nevoie de mai mult spațiu de depozitare pentru același volum de vânzări față de comerțul tradițional. Și atunci efectul creșterii online-ului este multiplicat la nivel de spațiu de depozitare. Ai întrebat de flexibilitate. Sigur, spuneam anul trecut că un element pe care l-am observat imediat după începerea pandemiei a fost nevoia de flexibilitate din partea chiriașilor. De ce? Pentru că nu mai reușeau să își facă previziuni legate de evoluția stocurilor. Lucrurile nu s-au schimbat dramatic pentru că există o incertitudine în continuare în economie. Pe de altă parte, e un optimism mult mai accentuat în discuțiile pe care le avem cu actualii și potențialii chiriași. Sigur, noi vrem să stăm cât mai aproape de clienții noștri și asta am și făcut în ultimul an, atunci când au avut nevoie de flexibilitate, am încercat pe cât posibil să le oferim acea flexibilitate. Revin la cifre, cifrele arată acest lucru. Dacă ne uităm la ultimele 6 luni, am închiriat undeva la, sau am semnat contracte de închiriere cam de 125.000 de metri pătrați.
Dintre aceștia, 107.000 sunt prelungiri și aici aș vrea să menționez și contractul cu Carrefour de 85.000 de metri pătrați pe care l-am prelungit chiar la sfârșitul anului trecut și care este cea mai mare tranzacție din 2020 pe segmentul nostru de industria și logistic. Și de curând am prelungit și cu un alt chiriaș care este de aproape 3 ani de zile în parcul nostru și anume Agricavă, îl menționez pentru că e deja e o vedetă prin emisiunea de bunduri pe care a făcut-o pe Bursa de Valori București. Deci aș spune că nevoia de flexibilitate continuă, dar este mai puțin accentuată decât o simțeam anul trecut. Laurențiu, aș reveni către tine și aș vrea să revenim puțin la opțiunea menționată tu mai devreme, Ocean Drive, cea prin care clienții vin și își ridică produsele din parcarea hipermarketurilor. Dacă ne poți spune în câte hipermarketuri ați implementat această opțiune și ce aveți, cum aveți de gând să o dezvoltați anul acesta? 31 de hipermarketuri au serviciu, oferă serviciu Drive. Cum vă spuneam, e un serviciu gratuit astăzi, foarte rapid și simplu de utilizat. Practic, comenzile sunt ridicate din parcare. Nivelul de satisfacție al clienților după primele luni a fost foarte ridicat. Avem un NPS de peste 70% și vedem o creștere constantă a ratei de utilizare a serviciului. Asta ne confirmă că am făcut o alegere foarte bună și investiția se recuperează foarte rapid. Ce ne-am propus noi pentru 2021? Să extindem serviciul ăsta pentru toată rețeaua, să testăm și în zona de magazine mici apetența clienților și să investim mai mult în partea de digitalizare de procese operaționale, în special pe zona de picking. Practic, am dezvoltat o aplicație de picking împreună cu un partener din România, cu Access Software, care duce zona asta de picking către zona de cumpărături personalizate. În momentul în care, să zicem, nu avem un produs din comanda clientului, clientul este sunat, îi propune mai multe alternative, reușește să vadă în timp real cum este procesată comanda lui și îmbunătățim foarte mult, pe lângă calitatea serviciului, și timpul de pregătire, atât pentru partea de drive și partea de livrare. Pe zona asta ne-am propus să ne concentrăm. Se vede cumva și o schimbare, dacă ați apucat să vezi și vreo schimbare în ceea ce privește valoarea coșului de cumpărături sau sunt diferențe mari între obiceiurile de consum pe care le are clientul atunci când se duce pur și simplu în magazin și atunci când comandă pentru a ridica din parcare? Sunt diferențe într-adevăr. Am putea spune că atât pe partea de magazin cât și pe partea de ridicare sunt diferențe ce țin de momentul zilei sau de tipul de cumpărături pe care clientul prospectează. Și observăm asta și pe zona de express delivery. Noi am dezvoltat anul ăsta și parteneriate cu zona de express delivery. Platformele Glovo și Foodpanda sunt astăzi partenerii noștri și observăm că acolo coșurile sunt destul de mici și avem și clienți în hipermarket care vin pentru cumpărături de impuls, convenience și petrec puțin timp. Însă pe partea de livrare sau pentru cumpărături de sfârșit de săptămână observăm coșuri destul de mari. Iar Drive este într-adevăr un serviciu unde avem cel mai mare coș de cumpărături dacă îl comparăm cu toate celelalte canale de vânzări. Am înțeles, mulțumesc. Domnule Adrian Mihai, a fost o discuție pe care am avut-o și în primul panel referitoare la performanța financiară de anul acesta. Credeți că ar putea fi depășită comparativ cu ce ați înregistrat anul trecut, fără având în vedere că a fost stimulul acela cu starea de urgență în 2020? E mult mai complicat anul acesta? Da, din nefericire pentru noi, curieratul nu depinde doar de ce facem noi. Curieratul depinde de ce se întâmplă în toată economia noastră. Chiar de multe ori îmi plăcea să spun că suntem un barometru al economiei românești. Adică în momentul când, dacă vei urmări cifrele curierilor, vei vedea că ele au crescut, înseamnă că toată economia a crescut. Deci noi depindem de consumul care se întâmplă în România, de nivelul lui, de creșterea sau scăderea lui. În același timp, piața de online e într-o creștere accelerată, ea oricum creștea, dar pandemia a accelerat-o. Din ce studii am citit eu, era undeva în 2019 la 7%, iar acum e undeva între 9 și 10%. Deci e o creștere destul de mare, aș spune, a pieței de online. Dar în același timp, dacă privim la țările din jurul nostru,
și mai ales spre vest, suntem cu mult sub, avem cel mai mic procent de vânzare online. Deci e loc de creștere, iar această creștere va duce și la creșterea cifrei de afacere a curierelor. Noi suntem optimiști, credem că putem să atingem și bugetul nostru este să depășim anul trecut, și mă refer aici la creșterea consumului. Totuși suntem acum într-o incertitudine. Sunt sigur că odată cu, chiar am văzut ieri, s-au vaccinat, cred că cel mai mare număr, undeva în jur de 80.000 sau 89.000, nu mai știu exact cifrele, ceea ce e un lucru foarte bun. Am văzut în țările Israel, Anglia, în țările unde a crescut procentul sau au ajuns la procente destul de mari, lucrurile încep să intre în normal. Oamenii țin de bani atunci când sunt în incertitudine, când sunt tot felul de restricții, iar în momentul când aceste restricții vor fi ridicate câte puțin, cred eu, vor începe să consume. Și odată cu creșterea consumului, cred că și piața noastră se va dezvolta, și nu doar piața noastră, cred că piața tuturor se va dezvolta, pentru că au fost industrii care au scăzut cu 80%, 70%. Acele industrii generau și ele un număr de expediții pentru noi curieri. Ele au dispărut. Acum sperăm, odată cu revenirea lor, să ne crească și nou numărul. Ca să răspund așa, eu sunt optimist și credem că vom depăși anul trecut. Pentru că eu mă aștept a doua parte a anului să vedem o creștere a consumului. Au stat destul de mult în casă românii și acum cred că sunt dornici să iasă, să consume, să cumpere, să... Clar. Vor să scape de frica asta de a ieși. Iar odată cu vaccinarea, oamenii, toți pe care i-am întâlnit, care s-au vaccinat, sunt mult mai deschiși, au scăpat de acea frică de a se îmbolnăvi, sunt mult mai relaxați. Da. Iar relaxarea, cred că îi face să bage și mâna în buzunar, să consume și să crească consumul. Să recupereze ce o să recupereze. Eu sunt optimist și cred că lucrurile merg în direcția bună. Pentru că vorbeam despre... aș lega puțin următoarea întrebare despre această revenire. Ați preluat, am văzut că ați declarat că ați preluat o parte din forța de muncă care a fost disponibilizată din Horeca în anumite zone. Credeți că va fi greu să-i păstrați în companie odată ce își revine sectorul? Da, o parte din cei care lucrau în Horeca au așteptat și în prima parte revenirea sectorului pentru a se întoarce în Horeca, văzând că întârzie fiecare dintre ei, cred că s-au gândit, au rate, au nevoie de bani și au intrat în diferite zone, au intrat și în zona de curierat. Previziunea de-a mea, dar e doar de-a mea, e faptul că cei care au intrat în zona de curieri, adică au fost curieri, cred că vor rămâne mare parte din ei, pentru că e foarte asemănătoare cu ce făceau înainte, e tot în zona, să spunem, de servicii, întâlnești mulți oameni, e o zonă dinamică. Cea mai mică fluctuație de la noi din companie a fost pe partea de curieri, dintotdeauna. Pentru că e o muncă plăcută, iar cei care sunt potriviți și intră acolo, acolo rămân. Pe partea de depozitare, de alte munci, cred că da, va exista o migrație după ce se va deschide Horeca, cei care au venit din Horeca, dar, repet, partea de curierat cred că nu vor pleca. De obicei, curierii rămân pe zonă, se leagă de clienții lui, de zonă, de oameni. Noi avem curieri și de 10 ani pe aceeași zonă și știu familiile, cum au crescut copilul, cum au evoluat, la ce ori îi găsesc acasă și rămân pe zona respectivă. O lăsesc și eu exemplu pe care îl dăm în fiecare an, Nea Marian, curierul nostru de pe Poțului Zanfir, care ne-am obișnuit toți cu el și chiar erau colegi, a venit ultima dată la livrare, s-au schimbat și la noi colegi, au venit și de la noi alți colegi și era, am avut o discuție de vreo 20 minute în care am povestit tot ce s-a întâmplat anul trecut, pentru că da, nu ne-am mai văzut. Da, exact ce vă spuneam. Curierii rămân pe zona lor pentru că se creează legături cu clienții, cu zonele și le face plăcere să rămână. Și noi ne bucurăm și ne dorim și chiar încurajăm acest lucru. Am înțeles. Mircea, vreau să știu dacă cum e viziunea voastră din asupra inovațiilor pe care le pregătiți în platformă. Vreți, vă propuneți să deviți un one-stop shop din perspectiva livrărilor pentru retailer și dacă vă propuneți acest lucru, cum s-ar traduce în ceea ce privește inovațiile din platformă pe care le aveți și pe care vă propuneți să le dezvoltați în perioada următoare? Cumva, plecând de la, să zicem, subiectele pe care le-am abordat, cred că vedem o temă recurentă. Până la urmă, clienții, bine, și ai noștri și ai tuturor, și dacă vorbim de clienții de online,
caută partea asta de cumva conveniență. Cât mai simplu, cât mai ușor, cât mai facil. Asta încercăm să facem și noi, să-i ajutăm pe clienții și partenerii noștri să ofere o experiență cât mai facilă de cumpărare, plecând de la captarea comenzii în zona de site sau, în fine, pe orice canal de vânzare, procesarea ei și livrarea să se facă cât mai simplu și cât mai facil. Vor predictibilitate și vor să fie luați în seamă. Adică să poți să măsori care este experiența lui pe tot procesul de cumpărare, care nu se termină în site-ul de e-commerce, ci la livrare, cu interacțiunea asta umană între curier de cele mai multe ori și clientul final. Din acest motiv, noi ne concentrăm toate eforturile în zona asta de simplificat, cât mai ușor de captat comanda, să ai toate opțiunile de livrare cât mai aproape de coș, după care tot procesul de livrare să se facă transparent, există o transparență pe tot procesul de procesare a comenzii și livrare, iar la final să-i dai posibilitatea să, în fine, îți dea un feedback vis-a-vis de cum a fost experiența lui de cumpărare. Să folosești date pentru luarea decizii, pentru că foarte mult s-a mers cu zona asta de subiectivism. Noi știm cel mai bine, noi știm ce își dorește clientul și e clar că anul trecut ne-a arătat că e într-o perioadă foarte volatilă și impredictibilă, trebuie să poți să-ți iei deciziile bazate pe informații date, nu pe, în fine, instinct și alte minuții de genul ăsta, pentru că nu ești într-o zonă foarte constantă din perspectiva comportamentului. Și nu în ultimul rând, plecând de la conveniență și partea asta de lua decizii folosind date, cum folosești informațiile alea pe care le-ai captat de la utilizator ca să te întorci cu servicii noi și funcționalități noi. Serviciile să-l croșetezi cum ar veni pe exact. Profilul clientului. Tot pe exemplu de la început, faptul că acum o parte mare din clienții noștri oferă toate opțiunile de livrare era aproape neconceput la începutul pandemiei. Numai că presiunea a venit în special de la clientul final și au văzut că pierdeau, de exemplu, foarte multe, cred că s-a vorbit în prima sesiune de abandonarea coșului, abandonau coșul pentru că ei doreau un produs să fie livrat imediat. Dacă comerciantul respectiv nu oferea o livrare rapidă, nu cumpăra de la el. Chiar dacă avea un preț bun, și aici cumva e o contrazică, nu e doar o presiune pe zona de preț și concurența nu se dă doar în zona de preț, ci se dă pe zona de experiența lui de cumpărare, da, și ce cumpără la final. El nu cumpără doar produsul respectiv, ci cumpără câteodată și timp, predictibilitate, disponibilitate, că se spunea, dacă e disponibil, dar să fie livrat. Oricum, în perioada asta, livrarea în 3, 5, 7 zile e aproape exclusă. Deci, în zona asta ne concentrăm, să simplificăm cât mai mult procesul, să-i dăm posibilitatea atât clientului nostru, cât și clientului final să aleagă, să aleagă în mod obiectiv și folosind de informațiile pe care le captăm, după aia să poți să îmbunătățesc în mod continuu serviciul pe care îl oferi clienților finali. Am înțeles. Diana, cum vedeți voi la nivelul companiei această componentă de inovație? Pun accent pe ea atunci când vin la voi potențial clienți, fie și local, fie și internațional? Fără inovație, niciun business nu poate progresa. Deci ne concentrăm în mod constant să aducem, să îmbunătățim serviciile pe care le oferim. Anul trecut, de fapt în ultimii 2 ani de zile, focusul nostru a fost pe a adăuga servicii în cadrul parcului, astfel încât să facilităm accesul forței de muncă și retenția forței de muncă pentru chiriașii noștri. Și în sensul acesta am reușit să permanentizăm opririle trenului de pasageri pe ruta București-Roșiorii de Vede la stația de la noi din parc, deci la 5 minute practic de parcul nostru avem o stație de tren de pasageri care facilitează accesul de la Gara de Nord la noi în parc în 18-21 de minute.
și sunt 12 trenuri cu oprire permanentă. Un alt aspect a fost deschiderea cantinei, care a fost mult așteptată și am reușit să o deschidem în noiembrie. Sigur, perioada de restricții nu a fost cea mai favorabilă, însă acum lucrurile merg foarte bine și chiriașii din parc chiar apreciază această facilitate. Anul acesta ne concentrăm mai mult pe o altă tendință pe care o vedem din ce în ce mai prezentă la nivel internațional, nu numai în industria noastră, ci în tot corporate, și anume eficiența energetică și, în general, sustenabilitatea, ca și măsuri pe care le luăm anul acesta. Proiecte pe care le avem deja în derulare sunt certificarea BREEAM In-Use pentru întreg portofoliul din România, adică toate cele 14 clădiri ale noastre vor fi la sfârșitul acestui an certificate BREEAM. Suntem în proces de a aduce îmbunătățirile necesare clădirilor, astfel încât să ne calificăm pentru o certificare cât mai bună, ca și măsură, să spun, cu un impact important pentru chiriașii noștri, pe care noi am început să o luăm încă de acum 3 ani de zile, pentru toate clădirile dezvoltate în perioada 2006-2008. Am început un proces de schimbare a sistemului de iluminat clasic în sistem de iluminat LED. În acest moment, peste 90% din spațiile de depozitare din parcul nostru au sistem de iluminat LED, cu avantajele, bineînțeles, pe partea de eficiență, de consum de energie, care sunt resimțite în mod direct de către chiriașii noștri. Un alt proiect în desfășurare este deschiderea primelor 3 posturi de încărcare pentru mașini electrice, care vor fi inaugurate în următoarele 2 luni. Este un serviciu pe care îl facem împreună cu partenerii noștri de la Renovatio, care sunt și furnizorul nostru de electricitate din parc, va fi disponibil pentru publicul larg. Este un proiect pilot și suntem foarte dornici și deschiși să discutăm cu chiriașii noștri pentru implementarea astfel de posturi de încărcare și în apropierea depozitelor pentru nevoile business-urilor lor. Vedem din ce în ce mai mult și în cadrul chiriașilor noștri o tendință spre a achiziționa, spre a-și reînnoi flota cu mașini electrice. Și, din fericire, parcul nostru este foarte bine poziționat din punctul ăsta de vedere, pentru că avem o stație de înaltă tensiune în parc, cu 2 posturi de transformare de către 25 de mega fiecare, deci avem suficientă capacitate electrică cât să putem acomoda toate aceste cerințe, care, bineînțeles, necesită un consum mai mare de electricitate. Am înțeles. Laurențiu, dacă ne poți spune legat de zona asta logistică, în ceea ce privește activitatea unui retailer, creșterea canalului online vine cu provocări mari pentru voi în ceea ce privește adaptarea pe zona aceasta de logistică? Da, cred că e una din cele mai mari provocări pe care le avem astăzi. Gestiunea promisiunii clienților din punct de vedere livrare la timp și modul de organizare a activităților de pregătire și livrare sunt foarte importante pe zona de e-commerce. Noi avem ca și strategie păstrarea magazinelor noastre ca elemente structurate în dezvoltarea serviciilor de e-commerce. Avem o prezență teritorială foarte bună, gamele largi de produse, laboratoarele specializate de producție, și aici vorbim de pâine, carne, pește, gastronomie, ne ajută foarte mult să oferim clienților o experiență de cumpărături online cât mai bună. Echipele din hipermarketuri sunt foarte bine formate și au cultura asta a serviciului client în sânge și ne-au ajutat în timpul pandemiei și acum s-au specializat și pe partea de e-commerce. Însă, cum spuneam, e foarte important să avem sisteme puse la punct și vorbeam de aplicația de picking mai devreme. Nu întâmplător avem o integrare în curs cu rețeaua Postis, cu platforma Postis, care ne va permite să gestionăm mult mai bine livrările locale. Avem 10-15 antreprenori locali care fac livrări în orașele menționate pentru noi și rețeaua Postis ne va ajuta să îi gestionăm cât mai bine din punct de vedere calitate-serviciu. Și, bineînțeles, continuăm dezvoltarea de parteneriate strategice. Avem cu Fan Curier un parteneriat pe care l-am început pe zona de e-commerce acum 3 ani de zile,
și funcționează foarte bine. Am dezvoltat un parteneriat cu Poșta Română, care și el funcționează bine pentru livrări naționale. Deci sunt elemente structurante. Partea de pregătire a comenzilor, partea de livrare a comenzilor, sistemele pe care le avem în spate puse pentru aceasta și sunt o provocare constantă pentru noi. Cel mai important lucru este să reușim să oferim clienților ceea ce așteaptă și, cum ziceau și colegii mei de panel, observăm pe de o parte o tipologie de client care dorește comenzile livrate foarte rapid și aici sunt aceste platforme de livrare expres care intervin și observăm o creștere a lor și de asemenea vor predictibilitate. Am observat asta când am lansat serviciul Drive, unde avem intervale orare pe care le pot selecta și de asemenea observăm asta pe zona de livrare, unde pentru anul ăsta ne-am propus să dezvoltăm intervale de livrare programată, în așa fel încât clientul să aleagă intervalul la care să primească comenzile. Am înțeles. Cred că o să fie o opțiune destul de bine primită de către clienți. Aș vrea să închem panelul cu o ultimă întrebare pentru dumneavoastră legată de extinderea activității prin deschiderea de hub-uri în afara granițelor României. Aveți, ce ne puteți spune despre serviciile de prioritate internațională pe care le oferiți în acest moment și cum arată planurile legate de această deschidere a hub-urilor? Deci noi în acest moment putem să acordăm clienților noștri livrare oriunde în Europa și aș spune oriunde în lume. O facem prin parteneri. Cred că vom continua să o facem și în următoarea perioadă cu parteneri, dar nu excludem nicio prezența noastră în țările din jurul nostru. Dacă mă întrebați acum dacă am vreun plan în care să vă spun că de la 1, nu știu care, septembrie, octombrie, noiembrie, vom fi prezenți într-o anumită țară, nu avem un plan, dar ne gândim să ieșim și în țările din jurul nostru. Am înțeles. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în acest panel și pentru toate informațiile pe care mi le-ați oferit și să ne reauzim în următoarea ediție într-un alt format. Da, să sperăm mai, că mai tradițional, să zic, mergem da. Și la acea petrecere. Mergem și la acea petrecere, da. Mulțumim frumos! Mulțumim! Noi o să luăm o scurtă pauză și revenim în 2-3 minute cu următorul panel.